Bun găsit la Știai Despre! Acest mic flash te va informa în fiecare vineri de la ora 17 cu informații pe care poate nu le știai. Astăzi la Știai Despre vom afla de ce Bucureștiul a fost numit capitala României. Înainte de toate, trebuie menționat faptul că București a fost menționat pentru prima dată ca oraș în anul 1459. Fondator fiind Vlad al III-lea, Țepeș, nepotul lui Mircea cel Bătrân. Cea mai veche capitală a țării românești a fost la Curtea de Argeș, dar întrucât orașul nu se află pe căile principale de comerț, capitala a fost mutată la Târgoviște, loc de târg, în anul 1418 de către Mihai Vodă, fiul și urmașul lui Mircea cel Bătrân. După ceva vreme, România a funcționat cu două capitale, Târgoviște și București. Se pare că responsabil este Vlad Țepeș. Alegerea Bucureștiului s-a făcut pe criterii economice. De ce a fost ales orașul București capitala României? În anul 1659, Bucureștiul devine în mod oficial capitala țării românești, sub domnia lui Gheorghe Ghica. Bucureștiul era, la acea vreme, cel mai mare târg din țară, iar acesta era locul unde își dădeau întâlnire negustorii greci cu cei români. Totodată, aici exista și un mare târg de vite, o atracție a vremii. Bucureștiul se află chiar la marginea pădurii și începutul câmpiei, astfel încât se făceau schimburi de produse specifice celor două zone. Așadar, așa a rămas București, capitala României. Știai Despre se încheie aici. Toate cele bune! Ai de gând să-ți scoți motorul la plimbare? Sau ai de gând să pleci de acasă pe 29 și 30 iulie? Dă o tură pe la Rânca și urcă pe Transalpina, pe un drum ce te va duce la cel mai de sus festival rock. Amplifică muzica bună rock cu turația motorului tău, iar dacă vrei să faci parte din festival, fii doar prezent, iar noi o să te primim în marea familie Rockfest Transalpina. Primul acord începe cu tine. Amplifică și tu atmosfera de la Rockfest și urcă la înălțime cu cei mai tari rockeri. În ultimul weekend din iulie, ducem rockul la înălțime. Un festival promovat de Rock FM și 1 Plus TV. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.